Hello, dragii mei, și bine ați revenit la un nou vlog așa extrem, dar extrem de matinal. Este ora 6:39. Sunt împreună cu viitorul meu soț, Fițichi Bumbichi, și ne îndreptăm spre operație. Ne îndreptăm spre operație, oh my god. Plouă afară, e foarte urât, nu știu ce e cu vremea asta, cred că înseamnă bogăție și... Doamne, știu. prosperitate. Știi ce nu e bine? Că dacă de luni dai bani, merge prost toată săptămâna, dar nu mai contează asta. Dragii mei, vreau să vă zic că mi-este foarte, foarte frică. Și dacă eu pot să fac operația asta, ba, atunci că poate să o facă oricine. Deci oricine poate să facă operația asta dacă eu o fac astăzi. Dacă nu fug de pe masa de operație. Doamne ajută! Revin cu imagini de la spital, când ajung acolo, cum mă schimb, așa că fiți alături de mine, pentru că Robert o să mă părățească în curând și măcar voi să rămâneți alături de mine. Nu am testele necesare pentru a sta în spital, deci... Da. Dar ai făcut tot iubirea să faci, te dau oricum, te lăsau nici dacă să faci testul. Da, este situația destul de nașpa. Dar mai bine acum, pentru că recuperarea o să fie mult mai ușoară. Rămâneți aici pe canalul nostru de YouTube. Îl părăsesc pe domnul Rupu și el mă părăsește pe mine și nu ne-a mai părăsit de un an și 7 luni. I love you. Bine, pupa. Nu, hai, te pleacă. Am de vreme să stau aici. Am zis, dar nu trebuie. Hai, hai. Pupi, pa. Da, love you. Da. Nu uită-l, mă, și că-l pleacă bitul meu frumos. Ne îndreptăm spre clinică. Sunt în salon, mi-am pregătit aici pătuțul, mi-am pus branula, am o față de spate, nu vă speriați de mine, dar sunt super panic. Și m-am pregătit de operație, între timp am semnat și actele și mi-am pus și branula, abia mi-am găsit și eu o venă, pentru că venele mele s-au ascuns, că mi-e prea frig și de asta. Și am zis să vă arăt și vouă un pic salonul. Cam așa arată. Aici am semnat actele, e foarte călduros și foarte liniște aici. Sper să mă dorm singură în seara asta, că o să mor de frică. Aici este baia. Asta sunt eu, panicată de viață. Avem și cabina de duș, foarte mișto. Îmi place aici, dar tot mi-e frică și tot vreau acasă, lângă Urucu și lângă Dodi. Scăpăm repede, mâine suntem acasă. Revin cu imagini după operație. Ce să vă mai zic, înainte de operație sunt extrem de emoționată și nu mai vreau să mă mai filmez cu fața asta. Și cam atât. Vă pup și aveți grijă de voi. Asta e așa fix la 10 minute de la anestezie. Cam zis, am și amintire, crezi că vorbesc prost. Să știu ce o fel de. Nu prea pot să te respir, nu știu din ce pauză. Și am pus aparat de oxigen. Sunt încă amețită și mă chinui să... Nu închid ochii. Revin când o să fiu mai ok. Că momentan am doar 10 minute de când m-am trezit și am zis să vă salut un pic, să vă zic că în sfârșit am terminat. Haideți că mi-am revenit un pic, că am încercat să-mi prind corpul, să mă dau un pic cu cremă și cu Luciu, pentru că am sunat-o pe Bibi să văd ce facem. Și mi-a zis să mă pregătesc că are o surpriză pentru mine. Și acum zic, băi, să mă dau și eu un pic de luciu, să-mi prind și eu părul ăsta într-un fel. Bine, oricum nu stă în niciun fel și oricum sunt horror. Mai ales că am aceste chestiuțe pe față și nu știu cum să scap de ele, dar
nici nu mai contează. Și acum o așteptăm pe Bibi să vedem ce surpriză vrea să facă, chiar sunt foarte curioasă. Sau ce mi-a trimis, sau dacă a vorbit chiar ea cu domnul doctor să o lase să vină, ceea ce e un pic cam dificil. Nu știu, oricum mi-aș dori să vină cineva din top să te uitați ce cameră goală am. Deci este extrem de goală camera. Am și uitat să opresc televizorul, mă scuzați. Da, am uitat să opresc televizorul și mi-am dat seama că se trebuie. Cam așa arată. Am făcut-o și pe asta. Acum așteptăm pe Bibi sau nu știu, să vedem ce se întâmplă. Vreau să vă arăt ce surpriză mi-a făcut Bibi și cu Robert. Mi-a cumpărat un mini mouse și e foarte, foarte frumos. Chiar nu mă așteptam la asta. Tocmai mi-a trimis Bibi acum mesaj că sunt puternica lor. Și că mă iubești, și eu vă iubesc foarte, foarte mult, foarte mult. După cum am zis de foarte multe ori pe story, am foarte puțin prieteni, dar sunt cei mai mișto prieteni pe care i-am. Te iubesc, iubitul meu frumos, uite ce frumos ce s-au vorbit, ei mă, să-i facă la fetiță ca tu. I love you. Și am zis să mă ridic și eu un pic, că na, să stau așa nu prea e de bine și nu pot să stau dreaptă. Nu pot. Hello, dragii mei, bună dimineața, s-a trezit dulceața. Am apucat să filmez, dar am luat și picul dejun înainte. M-am machiat un pic ca să nu fiu chiar așa urțică, pentru că astăzi merg acasă și trebuie să fiu cât de cât drăguț și eu. Bine, imaginați-vă cum m-am machiat, adică... Da. Ceasul este 9 sau 10 și aș vrea să cobor un pic, să merg, să iau puțin aer. Că m-am plictisit rău de tot și mă deranjează foarte tare somnul ăsta. Dar sunt ok. Gata, dragii mei, s-a terminat și vacanța de la clinică, de la Medas și mergem acasă. Abia aștept să ajung, nu știu cum să vă zic, am un pic de dureri, dar o să-mi iau o pasteluță. O să-mi treacă foarte repede. Asta e în capul meu și asta îmi doresc. Nu o să stau prea mult să mă vait, pentru că eu nu prea sunt cu văitatul. Chiar pe ocazia, pe calea asta, aș vrea să-i mulțumesc și domnului doctor Damech, pentru că a avut grijă de mine și s-a comportat foarte drăguț și foarte finuț. Și cam așa arată. Le-am murdărit-o un pic aici, dar nu e problemă, că o să-l cumpărăm alta. Am scăpat. Am făcut-o și pasta. Și dacă am făcut-o și pasta, mai avem nasul și gata. Mergem acasă acum la Robert, la Dodo, la Ștefi, la Văruțu. Și să vedeți acum ce victimă sunt eu. Să vedeți ce îi pun să facă sub pizza, mâncărit, să-mi și dea să mănânc. Că aici nu mi-a dat, n-am pus pe nimeni să-mi dea să mănânc. Și o să-i pun pe ei. Mi se pare normal. Obosesc foarte repede, ce-i drept, nu zic nu, dar trebuie să mă obișnuiesc, că din câte am înțeles, domnul doctor Damech mi-a zis că nu sunt bolnavă și că ar trebui să mă mișc și n-ar trebui să stau jos și are dreptate că nu sunt bolnavă. Ia uitați-l pe al meu, ce frumos stă el aici. Mă ajutați să mă urc? Mulțumesc din suflet. Ce faceți, domnul Urucu? Ce să fac eu? Puiatul meu!
Te cam masca la gură. I-a fost doar la băiat de fetiță? I-a fost? Cum a dormit băiatul fără fetița lui? Greu? Am auzit că băiatul meu a fost tare gospodar, tare, tare. Gospodar, dar n-a avut ajutor decât din partea lui Stefania. Bebe, să mergi încet, da? Ușurel, că sunt gropi. Văruțu. Nu, a? A scârțit, nu? Ha. Mă obosit. Cum e bine? Am obosit, bebe. Hello, dragii și dragile mele, vreau să vă spun că am ajuns și eu acasă și sunt super happy, mai ales că este și Tuduțul aici lângă mine. Vreau să vă spun că este cel mai grijuliu cățel, eu n-am mai văzut așa ceva, nu lasă pe nimeni să se apropie, să se atingă de mine. Stăteam aici întinsă pe canapea pentru că mi-e foarte greu să mă urc în pat și sunt, mă simt mult mai confortabilă dacă stau aici pe canapea. Și a venit Robert să mă ajute să mă ridic și la prima dată a venit Văruțu. Și o să vă las imediat să vedeți reacția lui Dodo, în ce hal a făcut când a vrut să se apropie cineva de mine. Dodo, mami, de ce nu-l las să mă ajute? O ajut! Ești debil! De ce nu-l las, mami, să mă ajute și pe mine să mă ridic? Și pe mine cine mă ridic? Dodo, cum o ajut? Nu te las! Ești retardat? Nu te lasă să mă ridici, leșin! Lasă-l mami să mă ajute. Lasă-l mămica, Dodo. Lasă-l mami să mă ajute să mă ridic și eu. Ce fac? Cine mă ridică? Nu pot să mă duc nicăieri în casă, ține după mine. Băi, nene, internează-te. Uite, m-am făcut de tine. A luat poziția, a dăsărit. Las. Ce, mami? Nu-l las să se atingă de mămica ta? Uite-te la ei. Au, leșin, nu mai pot, ce câine nebun. Nu mai faci asta, vă rog. Băi, nene, ești retardat. Nu te bă la doctor, bă. Nu mai faci asta, râd, că jur că leșin aici. Păi, dar ce se vă? Bine, mă rog, să ne ajuți. Dodo. N-am nevoie de ajută. Aoleu, nu mai pot, vai. Lasă-mă să o ajut. De ce ești prost? De ce? Nu vreți să știți ce trăiesc eu în momentul de față. De ce? Vino aici. Lasă-mă să mă duc în cameră, să-mi dau geaga, că mi-e cald. Păi, nene, ești retardat, stai acolo, că vin imediat. Doduțu, puiul mami, vino, puiul meu. Gata. Am luat ăsta. Hai, ce mai acum? Și am primit foarte, foarte multe mesaje din partea voastră și vreau să vă spun că vă mulțumesc din suflet. Nu credeam că o să empatizați atât de mult cu mine și cu fricile mele și cu dorințele mele și cu toate nebunile mele, să zic așa. Nu pot să spun că ce mi-am făcut eu a fost o necesitate maximă, a fost o dorință pe care eu mi-am dorit să mi-o îndeplinesc, a fost un capriciu sau... chestii ce cu siguranță o să mă facă să mă simt mult mai bine și mult mai împlinită. Nu vreau să începeți să judecați sau să aruncați cu pietre acolo, nu știu, acolo unde nu știți care este adevărul. Este mult mai bine să țineți gurița închisă. Pentru că fiecare om este liber să aleagă și să facă ce vrea el cu viața lui. Așa trebuie să faceți și voi, să faceți ce vreți și să luați deciziile cele mai bune pentru voi. Niciodată nu e bine să aruncați cu hate pentru că nu știți ce trăiește persoana respectivă sau nu sunteți în bocancii persoanei respective ca să judecați. După care am primit iară foarte multe întrebări despre operație, cât a costat, la cine mi-am făcut-o. Cred că ați observat și v-am scris și pe story că operația am făcut la domnul doctor Pascal Damech. Sunt extrem de mulțumită de domnul doctor, am fost mulțumită încă de prima zi când l-am cunoscut și am discutat cu el. I-am explicat fricile mele, i-am explicat dorințele mele, m-a ajutat să înțeleg, m-a ajutat să am încredere în mine și m-a ajutat să scap de foarte multe frici pe care le aveam și prima fiind frica anesteziei, că mi-era foarte frică să cumva să nu mai trezesc în anestezie. Adică asta a fost frica mea cea mai mare, în niciun caz durerile de după sau cum or să arate, chestiile astea le-am întâmpinat abia după ce m-am trezit în anestezie. Am întâmpinat și dureri, dar nu foarte mari, pentru că am stat și în spital și mi-au făcut
tot felul de tratamente încât să nu simt durerile la nivelul acela. Și acum am ajuns acasă și la fel iau pastile și nu simt durere absolut deloc. Adică ceva, simt doar o presiune și atât, dar este extrem de suportabilă. Operația a costat 3.800 de euro atunci când îți dorești și atunci când ești convinsă că o chestie de genul te face să te simți mai bine, de ce să nu o faci? Adică oricum banii se duc și oricum banii îi cheltuiești pe orice altceva, dar de ce să nu faci ceva ce te face să dai înainte, ce te face să te simți mai bine, ce te face să ieși cu o altă încredere și să-ți crească stima de sine atunci când tu ieși pe stradă. Eu sunt convinsă că această operație pe mine mă va schimba foarte mult în bine. Nu o să mă opresc aici. Cred că știți cu toții că operația pe care mi-am dorit-o încă de la 14 ani și la 18 ani am avut ocazia să mi-o fac, doar că am ales să-mi fac majoratul, să mă distrez, să am amintiri frumoase. Și asta e rinoplastia, dar am zis să-mi revin cu sânii, să fie totul ok și după care o să-mi fac și rinoplastia și am terminat. Nu o să mai îmi doresc nimic, după care pot să fac și copii, după care pot să mă și mărit, pot să fac orice. Dacă eu mi-am îndeplinit aceste două dorințe, chiar nu-mi doresc să mai schimb absolut nimic la mine. Sper să mă înțelegeți, să fiți alături de mine și personalitatea mea nu se va schimba cu o operație sau cu câteva schimbări la înfățișare, să zic așa. Caracterul rămâne același, sunt aceeași Marinela Mavrodin, același Robert Turcu, așa cum îl cunoașteți, nu o să ne schimbăm niciodată, indiferent de ce schimbări fizice facem. Asta a fost tot, dragii mei, o să mai revin cu câteva vloguri atunci când o să arăt mai bine, când o să fiu mai bine, când o să se așeze și sânii mei, când nu o să mai am dureri sau chestii de genul. O să mai revin atunci cu câteva informații la voi. Dacă vă mai interesează câte ceva, vă rog să-mi lăsați în comentarii, cu siguranță o să vă răspund cât de repede pot eu. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de noi de fiecare dată. Vă super pupăcesc! Stați că nu pot să ridic mâna.